1000 de farfurii se vor sparge, iar în sala Palatului va ploua cu flori la concertul cântărețului grec Vasilis Karas. Organizatorii au pregătit o tonă de flori și multe farfurii. Și asta pentru că, din respect pentru artiști, grecii obișnuiesc să arunce cu flori în cântăreți. Însă farfurile sunt pregătite conform tradiției pentru a alunga necazurile. Cântărețul grec Vasilis Karas cântă în premieră în această seară la sala Palatului din Capitală. Legenda muzicii grecești a anilor 90 a venit pentru prima oară în România, însă își dorește ca această vizită să nu fie uitată ușor, așa că spectatorii vor fi martorii unor momente cu adevărat speciale și vor petrece o seară grecească așa cum nu și-au mai închipuit până acum. Ela Mu și Den Pao Putena sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute piese pe care cântărețul grec le va interpreta în această seară. În deschiderea concertului, interpretul de muzică grecească Ionuț Galani va urca pe scenă și va susține un recital special. În cadrul conferinței de presă, artistul a primit din partea deputatului Uniunii Elene Dragoș Zizopol o icoană cu Sfânta Fecioară Maria. Biletele vor putea fi cumpărate și în această seară de la Casa de Bilete a Sălii Palatului. Evenimentul este organizat de Nikki Events cu sprijinul Uniunii Elene din România, iar Prima TV este partener media.